la o lansare de carte aici la dumneavoastră, la Șimbeu Silvanii. Chiar în această atmosferă mai intimă, eu cred că este bine să povestim, să vorbim despre poezie și despre un șimleuan. În cazul de față, Ioan Vasile Bulgărean, cu o carte apărută la editura Caiete Silvane a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Dumnezeu sa este membru al Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj și nu numai din această perspectivă, noi l-am sprijinit pentru a-i apărea această carte. Este o carte de poezie, este o carte fragilă. În vremurile de astăzi, din păcate, poezia nu mai este la putere. La putere sunt alte lucruri, din păcate, sau rămâne de văzut. Dacă din fericire sau din ce perspective vor mai fi ele. Un prag de zi națională, o carte de poezie, mi-e dor de mine. Titlul aparent este romanțios, dar nu este chiar așa. Este practic un imbold la introspecție, la aducerea aminte, la nostalgia după vremuri în care autorul s-a simțit împlinit. Mi-e dor de mine, spune, pe de altă parte, și despre încercarea continuă a fiecăruia dintre noi de a ne descoperi, redescoperi, de a ne forma amintirile, gândurile. Cum spuneam, e multă fragilitate în ceea ce scrie domnul Ioan Vasile Bulgărean și în același timp e și o deschidere către viitor. Eu mă bucur că am putut să-l ajutăm și în acest fel. E o carte bună de poezie, este o plachetă, dar și în acest fel ne întoarcem la Șimleu Silvanii, unde o să încercăm în continuare să fim prezenți cât mai pregnant. Mă bucur că alături de autor este și domnul primar Sepiniu Țurcaș. Mă bucur că la Șimleu Silvanii în ultimii ani activitățile, proiectele, programele culturale sunt tot mai consistente. O să ajutăm cât putem. Chiar dacă nu se anunță vremuri prea bune din perspectivă bugetară, dar o să ne descurcăm. Și zic că nu va fi capătul lumii. În orice caz, eu îi felicit pe cei din Șimleu, pentru că cu siguranță după Zalău este principalul loc din județ unde se întâmplă multe lucruri faine culturale. Înainte de a-l asculta pe autor, îl rog și pe domnul primar dacă vrea să ne spună câteva cuvinte. Da, mulțumesc. Mă bucur că în sfârșit sunt aici, pentru că așa s-a întâmplat. Domnul Bulgărean știe foarte bine că în câteva momente importante și pentru dânsul și pentru comunitatea culturală șimleoană, n-am reușit să fiu acolo. Și mă bucur că, în sfârșit, am reușit să vin. În primul rând, îl felicit, sigur că n-am citit încă poeziile din carte. O voi face cu siguranță. Și titlul este foarte interesant. Și cred că domnul Săuca a explicat destul de bine și perspectiva văzută de ceea ce înseamnă acest titlu. Vreau să mulțumesc Centrului de Cultură și Artă și domnului Săuca și sunt convins că prezența dânsului aici, acum să nu ne înțelegeți cumva greșit că am venit aici să ne lăudăm unul pe altul. Departe de mine gândul ăsta și dacă dânsul e mai pesimist cu bugetul, cu ăsta sunt optimist, eu cred că va fi mai bine. Dar
La Centrul de Cultură și Artă se fac lucruri de calitate și atunci când domnul său, că nu i-a spus niciodată până acum, când îi prezent undeva, deja te poți gândi că lucrurile sunt în regulă și nu girează la tot felul de scriitori din ăștia cu, nu vreau să vă dau exemple de versuri, care s-au trezit poezii peste noapte și au reușit să scrie mai multe poezii și le-au pus într-o carte. Din păcate am avut și noi, nu știu acum câți, mai mulți ani, un caz chiar în orașul nostru. Mă bucur că această pasiune a domnului Bulgărean este cultivată, pentru că o pasiune necultivată în timp moare și faptul că mai scrie o poezie și dacă volumul acesta este, cum zicea domnul Soca, mai fragil, el există și sunt convins că dacă și poeziile sunt de calitate, lucrul este cu atât mai bun. Sigur că îmi doresc ca lucruri bune din punct de vedere cultural să se întâmple în oraș, dar toate acestea se fac doar cu oameni și faptul că se întâmplă câte ceva înseamnă că există și oameni care sunt interesați și pasionați în oraș. Eu vă felicit. Vreau să vă mulțumesc și eu, în primul rând, dumneavoastră, pentru că v-ați făcut timp să mă urmărați cu prezența. În același mod, vreau să le mulțumesc celor care, din diferite motive, au putut să fie prezenți. În legătură cu volumul lansat astăzi, prea multe nu o să vă spun eu, eventual să încerc să intru puțin în subiect, în ceea ce privește dorul fiecăruia dintre noi. Nu e așa, fiecare dintre noi, la un moment dat, ne este dor de noi. Ajungem la vârsta la care ne este dor de noi. Mulțumesc Centrului de Cultură și Artă, personal domnului director, pentru sprijinul acordat, domnului stejeran pentru găzduire, și să vă citesc câteva gânduri de ale mele în legătură cu volumul de astăzi. Dorul. Un cuvânt care trece de orice bariere și atinge profunzimi nebănuite. O stare care la rândul ei deține cele cinci simțuri, dar la un nivel înalt. Dorul citește în privirea cerului, ascultă glasul amintirii, mângâie timpul și distanța, gustă din speranțe sau regrete și simte parfumul celor mai interesante emoții. Oamenii care nu au dor de nimic și de mine, fie au devenit extraordinar de centrați în sinele lor și s-au detașat de tot și de toate, fie au sufletul împietrit și incapabil să mai simtă ceva. Cui nu a fost vreodată dor de el? Cine nu și-a dorit, ca măcar pentru o vreme, să redevină cel de odinioară, cel copil, cel tânăr, cel cu capul în nori, cel îndrăgostit de tot și mai ales de toate? De aceea, fie ca dorul din volumul lansat azi, în prezența dumneavoastră, să fie bogăția sufletului, dorul de casă, dorul de Dumnezeu, dorul de cei dragi și nu în ultimul rând, dorul de voi. Vă mulțumesc încă o dată pentru că v-ați făcut timp să luați parte la această lansare. Dacă din partea dumneavoastră vreți să spuneți câteva cuvinte, să adresați întrebări autorului, vă rog. Nu vă sfiți, oricum e o atmosferă intimă care este propice poeziei, dialogului. Că nu sunt, atunci o să vă rugăm să ne citiți câteva poeme. Da. Cu drag. Câtă poezie. A venit toamna cu gust de petale, urmate pe ascuns de buzele tale, când unecau spre gâtuți atât de vin, spre gura plină de amor și venin. A venit toamna cu miros de mere coaptă, mâncate pe ascuns în miez de noapte, cu mine pe tine, cu gând spre extaz, cristalizat de femeie, când flori de copac.
A venit toamna cu miros de brumă și ale tale sfârcuri, semețe în spumă, înghețate ca roua pe flor de cristal și de vreme pe al tău piedestal. A venit toamna cu buze înghețate, de săruturi deschețate, cu mii de fluturi din pânze decupați, de-a timpului fric cu rurea dezlegați. A venit toamna ca fiecare an, cu speranțe ce pierd dinspre noi în van, cu frunze ce mor și nu mai învie, dinspre mine spre tine și dinspre tine spre mine. Câtă poezie! Iartă-mă, iubire! Iartă-mă, iubire! De mulți ani te înșel, dar nu-mi este rușine într-un fel. O cunoști și ești geloasă că într-un fel e mai frumoasă și de aceea eu nu mă pot abține să nu te înșel și o știi bine. Iartă-mă, iubire, și dacă poți, lasă-mă cu amândouă, cu tine și cu ea. Știi tu, într-o lume nouă, într-un fel de bigamie, sătul de atâta monogamie, plictisitoare până la cer și plin de adulte. Iartă-mă, iubire, și iartă-mi nerozia că te înșel de atâtea vreme cu poezia. De atâta liniște. În primăvara asta voi aprinde duminici peste respirația culorul buimace și peste copacii vrăjiți de atâta liniște. Voi recita în taină versuri despre muguri și flori și voi număra razele soarelui trecând printre umbrele pământului, iar într-un amurc voi dezlega șuvițele cerului revărsate în azurilul infinit al dragostei noastre. Apoi o să dezleg enigmele depărtărilor uitate și voi șterge urma lor rămasă în atâtea dimineți, despărțite de drumuri, de drumuri de pripas și de ierburi înalte, rămase morte pe sub nămeții. Într-un târziu, mă voi lăsa mângâiat de lumina acelor zile, lăsând clipa să mi se scurgă negre care încălător de atâta liniște. Îmi e dor de mine. Îmi este atât de dor de mine încât îmi vine să mă nasc, să mă mai nasc odată, tot pe aici. Pentru că alte doruri nu mai am și mi este bine. Este atât de dor de mine. Fata din vis. Am fost acolo, la botezul tău, când ai fost puțin ocupată cu preotul satului, puțin amețită de atâta cuminicătură deodată. Apoi ai crescut și ai devenit diva satului, mereu frumoasă și oscilantă între de neatins și de neabordat. Într-o noapte te-am dezbrăcat la pielea goală și erai nudul perfect pentru pânza din fața mea. Apoi ai redevenit amar, ca o boală. Te-am avut cu voia ta, fără vreo împotrivire, dar parcă eu nu făceam parte din pânza prelucrată doar. Apoi am făcut dragoste, fără sex și fără perversiunea clipei intuită de amorezi senzațiilor tari, amatorii senzațiilor tari. Tu goală, eu gol, ne repetam în somn, rupând petale de amor, mă iubește, nu mă iubește. De 1000 de ori, până în zori, când m-am trezit din visul meu pervers și foarte trist. Mulțumesc! Mulțumim pentru lectură autorului, Ioan Vasile Bulgarian. Vă îndemnăm în continuare să fiți aproape de oameni de cultură din Șimleu, deci ceea ce se întâmplă important din această perspectivă, și să fiți aproape de poezie. Bună, vă rog să...